Studiat și am citit și apreciem ca fiind foarte pertinente motivele invocate în susținerea punctului nostru de vedere, pe care le-am regăsit în adresa care ați făcut-o către minister și adresa care, în cuprinsul ei, face referire și la demersurile făcute către inspectorat. Sigur, noi cunoaștem performanțele liceului pe liceul Ramei Pătescu, atât autoritatea executivă cât și deliberativul, respectiv Consiliul Local, au fost preocupate de sprijinul pe care, în limita posibilităților, am putut să-l acordăm, pornind în primul rând de la bugetul care l-am avut la dispoziție. Acum, din câte știu, în urmă cu un timp, o zi, două, am mai avut o ședință, domnul primar a fost prezent atunci la ședință și va asigura de sprijinul dânsului în demersurile pe care le faceți la inspectorat în susținerea ideii de a avea trei clase de ANOVA. Dânsul își manifestă și acum disponibilitatea de a vă însoți dacă apreciați că e nevoie, la inspectorat, inclusiv într-o audiență, pentru că vrem, nu vrem, pe lângă demersurile administrative, sunt importante și demersurile politice. Pentru că în spatele multor hotărâri există și aspecte genul ăsta. De aceea, vă spunem că vă puteți baza pe ajutorul primăriei și în ceea ce privește Consiliul Local, la ultima ședință a Consiliului Local am adus la cunoștința consilierilor memorul pe care l-ați înaintat. Un coleg de-al nostru consilier, domnul Iercu Rajun Vedean, a fost la ședință și l-a susținut și l-a dezvoltat consilierilor locali, care cred că cunosc problemele legate de existența celor trei clase de a noua. Dacă aveți întrebări, vă pot sta la dispoziție. Mulțumesc. Consilierii noștri locali,